Un proiect realizat de două cadre didactice de la școala Alexandru Ioan Cuza le-a adus elevilor patru calculatoare de la Asociația Ateliere Fără Frontiere. De rezultatele proiectului vor beneficia elevii cu situație materială precară din clasa a 3-a D a școlii. Am depus un proiect în luna aprilie 2013 și am fost desemnați printre câștigători. Această activitate este adresată în mod special copiilor săraci și mai puțin cunoscători în a lucra cu calculatorul. Deci, asociația are ca obiectiv principal sprijinirea tuturor copiilor din această țară. Noi suntem bucuroși pentru proiectul realizat. Vrem să spunem și câteva dintre activitățile pe care le-am propus și prin care am câștigat proiectul respectiv. În primul rând, cunoașterea componentelor calculatorului, apoi redactarea unui text, după care exerciții matematice și pe măsură ce elevii se vor acomoda cu toate operațiile calculatorului, vom realiza și activități artistice. Aplicantul proiectului A fi mai bun este învățătorul Mircea Giurgilă, de întocmirea sa ocupându-se profesoara Ana Bobu. Elevii vor învăța astfel să utilizeze calculatorul, să redacteze texte, să efectueze operații matematice, să culeagă informații de pe internet și să creeze texte tematice pentru diverse sărbători, respectiv desene sau felicitări.